E ciudat subiectul, eu am trei când simplu. Trebuia să rupem de mult lucrurile astea. Suntem destul de ipocriți fiecare în felul nostru. Probabil în perioada următoare o să vedem niște jelitori pe televizor, câini așa. E clar, vrem o societate corectă. Cine îi adoptă, îi adoptă. Cine nu, trebuie să scăpăm de ei. Nu avem soluție. Nici vicepreședintele PSD Aurelia Dobre nu a dat de înțeles că ar fi de altă părere, numai că, potrivit declarației sale, România nu se bucură de un cadru legislativ care să permită primarilor să acționeze împotriva câinilor fără stăpân așa cum trebuie. Mai mult, Curtea Constituțională nu a permis eutanasierea decât ca ultimă soluție, iar ONG-urile au creat presiuni uriașe, inclusiv asupra Parlamentului. Dom'le, dacă nu putem să facem o lege privind câinii maidanezi, haide să luăm această lege din una din țările Uniunii Europene, care sunt de excepție. Niciunde în Europa nu o să găsim câinii fără stăpân, câinii fără lesă, fără boniță. Sunt legile foarte stricte și acolo chiar nu poți să glumești cu ele. Și noi avem, dar aduceți-vă aminte că nu au voie să meargă fără lesă, fără bodniță, este lege dată, dar de ce nu se respectă și de ce trenează această încălcare a legii, uite unde am ajuns. Deși situația câinilor maidanezi a devenit o problemă națională, legea care poate face ordine întârzie să apară. Asta după ce parlamentarii au amânat dezbaterile pentru săptămâna viitoare.